Cei doi angajați ai centrului de transfuzii Craiova, suspectați că vindeau pungi cu sânge pacienților pentru operații, au fost reținuți. Asta după ce au fost audiați mai bine de 8 ore de procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj. Asistentul Cristian Cosmin Magaon, de 24 de ani, și registratorul Mihaela Oprișan, de 33 de ani, sunt suspectați de luare de mită. Oficieri de Poliție Judiciară ai Direcției Generale Anticorupție, Structura Centrală și Serviciul Județean Anticorupție Dolj au făcut în urmă cu o zi mai multe percheziții la Centrul Regional de Transfuzii sanguine din Craiova. Conform anchetatorilor, asistentul medical a fost prins în flagrant în timp ce primea suma de 200 de lei de la un investigator sub acoperire pentru a furniza două unități de sânge necesare unui pacient pentru o intervenție chirurgicală.